mergem la Vlăduț în bucătărie, unde au apărut lucruri noi. Bună dimineața! Bună dimineața din nou! Rețeta mea de astăzi, cum credeți că se numește? Purcelul zburător! De data aceasta voi găti cu un pic de cărniță, de fapt nu un pic de cărniță, ceva mai multă. Aveți nevoie de următoarele ingrediente. Am ales în primul rând o bucată de ceafă de porc foarte frumoasă, ușor de tot împanată, astfel încât să nu am foarte multă grăsime. Mai aveți nevoie pentru rețeta mea de untură de rață. Aceasta va da un gust extraordinar cărnii, urmând ulterior să fie înlăturată. Rozmarin pentru o aromă mediteraneană, iar ca și garnitură am aici o horă, să spun, o suită de fructe și fructe și legume, și anume mere, cele mai mici, pere, sigur că da, pentru că se potrivesc foarte bine cu carnea de porc, ceapă roșie, ceapă galbenă și cartofi. Cartofii cei mai mici, acei cartofi pe care nimeni nu prea îi cumpără. Și acum să vorbim un pic despre procesul tehnologic. Carnea, după ce am să înlătur toate pielițele, absolut tot, astfel încât să rămână foarte, foarte curată și ușor de tot marmorată, doar în interior, am să o tai în grosime de circa 4-5 cm în felii. După care, după ce o condimentez doar cu sare, am să o rumenesc pe ambele părți în untură de rață. Apoi am să o așez într-o tavă pentru că urmează să o dau la cuptor. Pe lângă carne am să așez crenguțe de rozmarin și legumele despre care, fruct și fructele de care v-am povestit puțin mai devreme. Merele am să le tai în jumătăți, la fel voi proceda și cu perele. Cartofii bine spălați am să-i las în coajă, iar foarte puțin din grăsimea care mi-a rămas în tigaie după ce am rumenit carnea, am să presar peste aceștia. Am să acopăr totul și timp de o oră, practic, la foc destul de mic, pentru că este un preparat ce se prepară la foc foarte, foarte scăzut, de exemplu, la un cuptor la 150-160 de grade, acoperit cu folie de aluminiu, iar în ultima jumătate de oră am să dau focul foarte iute, astfel încât să prindă o crustă, iar în interior carnea să rămână foarte suculentă. Mersi, băieți! Mulțumim, Vlăduț!